Astăzi vorbim despre tencuiala Orizont de la Supraten. Orizont este un amestec de tencuială universală pe bază de Ipsos, recomandat pentru tencuirea manuală a tavanelor și a pereților la interior. Excelent pentru tencuirea pereților din beton, cărămidă, piatră de calcar, blocuri de tip fortan, în încăperi cu umiditate normală. Lucrările trebuie efectuate la temperaturi cuprinse între plus 5 și plus 25 de grade Celsius. Suprafața de lucru trebuie să fie uscată, curată, fără pete care împiedică aderența. Pereții din cărămidă se amorsează cu Supraton Extra. Suprafețele puternic absorbante, cum ar fi pereții din blocuri de fortan și piatră de calcar, se amorsează cu TIF Grunt, care se usucă timp de 4 ore. Tavanele și pereții din beton, suprafețele neabsorbante și slab absorbante de umiditate, se amorsează cu betonogrunt, care se usucă numai puțin de 24 de ore. Pentru a obține o planietate perfectă, pe perete se montează profile de ghidaj calitative din oțel zincat. Profilele pot rămâne în tencuială fără a fi îndepărtate. Pe muchiile exterioare se vor monta colțare de protecție. Profilele și colțarele se montează cu orizont cu 24 de ore înainte de realizarea tencuielii. Suprafața este gata de lucru. Într-un vas curat se toarnă apă curată rece, în raport de 6-9 litri, la un sac de 30 kg amestec de tencuială uscată. Cantitatea necesară se presară uniform în vasul cu apă și se amestecă cu ajutorul unui malaxor de turație joasă. Peste 5 minute, mortarul se amestecă încă o dată până la obținerea unei paste omogene. Mortarul se aplică de jos în sus între profilele de ghidaj fixate pe perete cu mistria, șpaclul sau gletiera. Mortarul se aplică timp de 30-40 minute de la preparare. Folosind dreptarul H sau trapez, se obține rapid o suprafață uniformă. La această etapă pot fi scoase profilele de ghidaj și se umple golurile cu mortar. Peretele se răzuiește cu un șpaclu lamelar sau dreptarul trapez. Imperfecțiunile se repară cu pasta care se obține în urma răzuirii. La etapa următoare, suprafața poate fi lustruită sau putem utiliza un glet pentru a obține o suprafață foarte netedă. Pentru lustruirea suprafeței, după ce tencuiala începe să se întărească, utilizăm drișca cu burete pentru umezirea suprafeței. Pasta obținută se netezește cu șpaclul lamelar sau glatiera până obținem o suprafață foarte netedă care nu necesită gletuire suplimentară. Peste 96 de ore, suprafața este gata pentru tapetare, aplecarea vopselei sau alte lucrări de finisare. Suprafața lustruită se vopsește foarte ușor cu orice vopsea marca Supraten. După nivelarea și uscarea suprafeței, ca alternativă lustruirii, suprafața poate fi finisată cu unul dintre gleturile din gama Supraten. Acum vom arăta cât de ușor se aplică gletul polimeric Eurofin SV+. Gletul are o aderență sporită la orice suprafață minerală. Este foarte flexibil, tehnologic, cu rezistență înaltă și este ușor de aplicat. Gletul gata preparat poate fi păstrat într-un recipient închis 48 de ore. Diferența dintre suprafața tencuită cu orizont și suprafața gletuită cu Eurofin SV+, se vede cu ochiul liber.